Ora 17, vă mulțumesc foarte mult că ați rămas alături de noi. Suntem în cea de-a doua oră de dezbateri. În continuare, în platou, Vlad Oprea, primar Sinaia și reprezentant al Partidului Național Liberal, și Ștefănel Dan Marin, din partea PMP, candidat la primăria sectorului 4 a Capitalei. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, că ați rămas alături de mine. Vă promiteam că vom discuta despre ceea ce s-a întâmplat astăzi la Partidul Social Democrat. Este vânzoleală mare în cadrul formațiunii înainte de congresul din acest weekend. Se împart taberele celor doi combatanți, Marcel Ciolacu pe de o parte și Eugen Orlando Teodorovici pe de altă parte. Însă, domnul Teodorovici a început cu plângere la tribunal. Vrea să fie recunoscut de magistrați drept singurul șef al PSD. Vreau să urmărim un material pregătit de colegii de la știri și comentăm subiectul. Orlando Teodorovici se pregătește de congresul PSD cu o lovitură ce se vrea dură pentru rivalul său, Marcel Ciolacu. A cerut să fie recunoscut oficial drept singurul membru al conducerii executive a socialdemocraților care încă este în funcție. Fostul ministru de finanțe a formulat o cerere în acest sens la Tribunalul București și a acuzat actuala conducere a partidului că este ilegală și susține că el ar fi trebuit să rămână la putere după demisia Vioricăi Dăncilă. Marcel Ciolacu nu a avut prea multe cuvinte de spus despre demersul rivalului său. Ce faceți astăzi la acest domnule președinte? Facem comitet executiv. Cum vedeți decizia lui Teodorovici de a depune la tribunal acea notificare prin care vrea să-i se recunoască dreptul de... Era o emisiune, copiii spun lucruri trăznite, știi? Se pare că și oamenii mari. Îi veți valida candidatura? Da, eu voi solicita comitetul executiv să-i fie validată candidatura. Însă dacă Marcel Ciolacu este mai temperat în privința lui Teodorovici, Robert Cazanciuc spune că fostul ministru al finanțelor vrea să vină la conducerea PSD așa cum se duce la discotecă. Eugen Teodorovici și-a depus o candidatură pentru șefia acum a partidului, neconformă cu statutul partidului. O să discutăm în CEX, dar în comisia de validare. Din păcate, am fost în acea comisie de validare, domnul Teodorovici nu a depus nici măcar un document conform cu statut. Nu a depus, spre exemplu, un document de sprijin din partea organizației din care face parte. Nu a depus echipa pe care domnia sa dorește să aibă la conducerea partidului. Nu a depus un program politic pe care să-l poată vota colegii noștri. Nu a depus nici un document conform. Cât despre plângerea făcută la tribunal, șeful Senatului spune că juristul care l-a sfătuit pe Orlando Teodorovici ar trebui să nu mai profeseze. Am văzut azi dimineață în presă textul sesizării. Nu știu dacă l-a făcut Eugen. Dacă l-a făcut Eugen ca economist, atunci pot să înțeleg sesizarea. Dacă l-a făcut un jurist, ar trebui să-l dea afară. Pentru că ea are câteva elemente lipsă. Nu o să le spun acum, o să las judecătorii să descopere acest lucru, care fac această sesizare să fie respinsă, cum se spune în limbaj de specialitate, de pe scaun. Asta s-a întâmplat înainte de CEX, iar dacă Teodorovici vrea să fie recunoscut drept singurul șef al PSD, colegii din partid, ce credeți? L-au dat afară din CEX pentru simplul motiv că nu este membru al Comitetului Executiv. Nervos, nevoie mare, Orlando Teodorovici spune că nici nu știe dacă va mai candida. Asta deși candidatura sa a fost până la urmă validată de conducerea partidului. Haideți să vedem și declarația lui Eugen Teodorovici la ieșire de la ședința cu șefii PSD. Nu știu dacă ați văzut, am și un document transmis, în fine, pregătit pentru congres, un desfășurător, în care apărea foarte clar că din cele două se acceptă una singură, o singură candidatură, cea a domnului Ciolacu, și asta a rezultat ca urmare o decizie din CEX-ul de astăzi, din 19. Culmea pe 22, ceva ce se știa dinainte. Vedeți, este o orgie foarte clară, cred că și Ceaușescu, atunci când și-a simțit sfârșitul, a făcut la fel, din păcate, pentru PSD. Statutul nu mai contează. Argumentele care se aduc sunt puerile, se dorește cu orice scop ca domnul Ciolacu să ajungă președinte acestui partid. Din păcate pentru noi ca și, să zic așa, sufare social-democrat. Nu știu, stau și mă gândesc sincer pentru că ar însemna să iau parte mai în continuare la această mascaradă, la această regie de prost gust pe care domnul Ciolacu o pune în practică. Am și întrebat cum este posibil să candidăm împreună pe prevederi statutare total diferite. Mi-a invocat la fel un articol pe care dorește să-l modifice în cadrul Congresului, iar
este o situație neclară, pentru că astăzi la Tribunalul București, în registrul partidelor politice, există o singură conducere și este singurul loc legal unde se înregistrează toate datele despre un partid politic. Da, începem dezbaterile. Domnilor, eu nu am înțeles până la urmă dacă la PSD sunt doi candidați în momentul de față sau doar unul singur. Domnul Teodorovici vrea să candideze, dar parcă nu mai prea vrea, că s-a supărat după ce a fost dat afară din CEC. Domnule Oprea, încep cu dumneavoastră. Da, eu cred că, cum ne-am obișnuit, niciodată PSD-ul n-a înțeles nevoile reale a românilor. Nici măcar nu contează cine câștigă din cei doi. Văd că e o luptă între ei și e o luptă doar pentru ei și pentru camarila lor de a pune din nou mâna pe putere. Din păcate, n-au înțeles absolut deloc nevoile românilor și, sincer, chiar cred că nici nu contează cine va câștiga lupta în PSD. În schimb, ceea ce mă uitam mai devreme și chiar am urmărit puțin pe viața politică, observ că Viorica Dăncilă nu este absolut deloc prezentă. Dacă acum un an de zile ne prezentau ca pe candidatul și pe viitorul președinte al României, văd că la acest congres nici măcar nu va fi prezentă, nici măcar un membru, un birou. Ce înseamnă? Înseamnă că atunci ne-au mințit pe toți că va fi cel mai bun președinte pe care PSD-ul lansează. Păi s-au răzgândit între timp. Da, dar nu mai e deloc nici măcar în conducere, adică de la cel mai bun a ajuns că nu păi mai există. Cum nu era, nu e președinta organizației de femei? Nu are nicio. N-am văzut că va fi în vreo funcție la congres. Asta a fost și negocierea atunci pentru a face acel pas în lateral. Mă rog, a fost mai mult un șut dat către spate. A strâns milioane de voturi, a păcălit pentru milioane de români în momentul ăla. Nu știu dacă a strâns dânsa. Cred că mai repede a strâns în numele PSD-ului. Eu cred că vor fi doi candidați la congresul PSD din 22 august. Asta ca să mimeze până la capăt democrația, așa pe care dânsul tot articulează pe la televizor. Ciolacu cu siguranță că va deveni președintele PSD. Asta vă spun pentru că eu de cât îl urmăresc seara pe domnul Ciolacu înainte de culcare, asta ca să mă relaxez după o zi grea, văd la dânsul așa un om care mimează un fel de luptă politică. Mai aruncă câte o moțiune astăzi și o discutăm noi peste o lună, două, asta ca să ne încordăm mușchii prin teritoriu, să vadă lumea că avem președinte. Ascultă tot timpul de ordinele baronilor, de domnul acela, tractorist, să nu se supere pe mine, dar e meserie dânsului, e o meserie onorabilă. Stănescu, nu? Tractorist este. Păi așa știu că e o meserie, nu? Mai ascultă de mai nou acum, observ, de gașca aceea de la, din Oltenia, doamna Olguța și cu domnul acela Manta sau cum îl cheamă. Deci e supus tuturor baronilor din PSD. Dacă vreți pot să fac o comparație cu Mircea Gioană, știți? Mircea Gioană care nu putea fi comparat sub nicio formă nici cu Ion Iliescu, nici cu Dragnea, nici cu Năstase, da? Era așa o chestie în care fiecare venea la el, îi dădea câte ce îi dădea acolo, câte o sarcină se rezolve și spunea, da, am înțeles să trăiți. Deci Ciolacu va ieși cu siguranță președinte. Modelul Gioană nu este tocmai de urmat, pentru că știm cum s-a încheiat cariera domnului Gioană la șefia Partidului Social Democrat. Nu, carierele tuturor președinților se vor încheia așa, ai PSD-ului. Vedeți că au tendința de a ejecta, ca să nu zic termenul acela al domnului Marian Vanghelie, de a ejecta din partid pe cei care întotdeauna vin și sunt un fel de gică contra. Au mai avut primarul Chirica, care, mă rog, onorabil a trecut la PNL, așa, schimbându-și hainele peste noapte. Au mai avut un europarlamentar, cred că în București, care. Deci, ideea care în PSD nu trebuie să fii cu ciocul mare. Că dacă ești cu ciocul mare, vine întotdeauna unul și te ciocănește. Unul din mari și grei baroni locale ai PSD-ului. Deci Ciolacu iese cu siguranță pe 22 septembrie și mâine, dacă își fac congres, doamnă, iese, pentru că ei deja s-au înțeles și au făcut listele și așa mai departe. Este, dacă vreți, convenabil pentru absolut toată lumea. E convenabil chiar și pentru președintele în funcția României, e convenabil și pentru domnul Ludovic Orban și așa mai departe. N-ați văzut că are un stil de ăsta gen flower power? Dânsul nu deranjează pe nimeni prin declarații, în sensul că este tot timpul împăciuitor, pacifist și așa mai departe. Nu, asta nu va rezista mult. PSD-ul are nevoie de locomotivă, de mână forte și așa mai departe. Știu și ei treaba asta. Îl țin acum că n-au cu cine. Dar efectiv n-au cu cine. Și oricum sunt într-o reorganizare, că nu prea înțeleg. Ba unii trec pe la PNL, ba unii aleargă în altă parte pe la partidul acestui domn care se visează așa un mascul alfa al politicii românești, Ponta, nu scăpa numele. Deci încearcă să se regrupeze. Teodorovici nu este genul de candidat care să poată aduna voturile tuturor baronilor. Teodorovici nu este un Vadim Tudor al politicii românești. Teodorovici a încercat, a văzut, a băgat degetul în apă, în borcanul cum era, a văzut, da, domne, e ok, jucăria voastră, nu mă bag peste.
Teodorovici cumva va trebui să se regrupeze, pentru că nu vrea să fie, repet, ejectat din PSD. Păi ceva trebuie să se întâmple. La moțiune nu a semnat. Au fost doar 205 voturi din 206. Repet, mimează democrație. Fiecare în interiorul partidului acesta, în PSD, mimează democrația și pe plan local. Îi mai vezi pe unii. Dom'le, facem, dregem, publicăm, nu publicăm, suntem anti, nu suntem anti, ba suntem cu conducerea, ba suntem fără... la ora actuală vă spun sincer, nu că era să zic sunt vai mama lor, nu sunt vai mama lor, că înainte o aveau pe Viorica Dăncilă, care asculta, avea casca în ureche de la Liviu Dragnea. Acum nu mai are nimeni cască de la PSD. Toată lumea e așa. Sunt niște găști care nu sunt grupate, dacă vreți, într-un grup infracțional, așa cum îl organizase Dragnea. Bun, ați vorbit, domnule Marin, despre moțiunea de cenzură și v-aș întreba, domnule Oprea, se tot discută despre faptul că această moțiune de cenzură este de fapt un joc al lui Marcel Ciolacu de a-și consolida puterea în cadrul Partidului Social Democrat și de a demonstra ceea ce zicea și domnul Ștefănel Dan Marin în teritoriu, că de aici, de la centru, se dă ora exactă și că totuși are un cuvânt de spus în cadrul formațiunii, că îi mobilizează pe socialdemocrați când e vorba de atac la opoziția PSD-ului, la actuala putere. Credeți că acesta este jocul pe care PSD-ul face sau vrea totuși să debarce guvernul și să preia butoanele, nu știu, sau să lase pe Orban interimar până la alegeri? Că și aici sunt mai multe variante. Categoric, acesta este singurul motiv în alegerea domnului Ciolacu la viitoarele alegeri, cu toate că la viitorul congres pe care îl are, cu toate că văd că nu are niciun fel de opoziție. Asta este singura miză politică pe care actuala moțiune o are. Pentru că eu cred că e o dovadă maximă de iresponsabilitate ca să vii cu o moțiune de cenzură, să dărâm un guvern cu o lună înainte, o lună jumătate înainte de alegeri, cu 3 săptămâni înainte de a începe anul școlar, în condițiile în care începe, în care problemele sunt cum sunt, sau cu 3 luni și jumătate înainte de alegerile generale. Este clar că PSD-ul nu și-a făcut nici măcar un calcul intern și, uitându-mă la dezbaterile pe care le-au avut mai devreme în cexul lor, îmi dau seama cum putem gândi ca să lăsăm țara pe mâna lor. Ce guvern ar putea să propună acest partid care au acele discuții în interior? Mă uitam că n-au niciun fel de legătură nici cu stânga europeană, stânga socialistă europeană. Probabil că singurele modele pentru ei sunt cele din estul Europei, Putin sau Lukashenko. Cred că da, acolo se regăsesc ca și, păi, ca și viziune. Păi un guvern tehnocrat, despre asta se vorbea. Păi ce guvern... să facă un guvern tehnocrat în câteva luni de zile când de în decembrie avem alegeri? Ce poate să facă un guvern tehnocrat în câteva luni? Este clar că miza este doar politică, politică mică, că asta nu e de fapt politicianistă, nu politică, tocmai pentru a câștiga la viitorul congres. Este îngrozitor să te gândești la o moțiune de cenzură în plină pandemie și în plină criză economică. Știm cu toții prin ce trece România alături de toată lumea asta. Și pe criză, în partea de criză economică și în pandemie, în care ministrul Tătaru și guvernul încearcă să găsească permanent soluții pentru a ține în frâu pandemia. Uitați-vă cum, numai asta vă dau un singur exemplu, cum au lăsat în perioada în care au lăsat fără instrumente de a lucra guvernul, în care nu au aprobat, în care oamenii au putut pleca de acasă și nu s-a aprobat legea privind carantinarea și izolarea. Vă referiți la acea perioadă de vid legislativ. Exact, de vid. În acel moment 5.000 de oameni au plecat din spitale acasă și virusul s-a împrăștiat foarte mult și a scăpat de sub control. Deci ăsta este un moment de irresponsabilitate maximă și pe care îl vedem în fiecare zi la cei care conduc. Nu cred în susținerea declarativă a PSD-ului apropo de guvern de tehnocrați. Cred că nu vor să se mai frigă încă o dată, ca să spun așa, din 2016, de când l-au susținut pe alt maciomen al politicii românești, Cioloș. Dacian Cioloș. Deci nu cred că vor mai susține. Ei sunt obișnuiți altfel, doamnă, și vă spun în 2-3 cuvinte. Ei sunt obișnuiți să-și pună un guvern. Acel guvern să stea frumos cu porțile deschise și cu birourile pline de hârtii, de solicitări, de ce au ei de aranjat în teritoriu și așa mai departe. Ei nu vor sub nicio formă să gândească că un guvern de tehnocrați, în adevăratul sens al cuvântului, care să stea de vorbă cu toate partidele, că asta înseamnă, să accepte orice fel de discuții și care să vină să spună și să învețe să spună nu. Ei, ca să-i spui PSD-ului nu, în secunda 2 plece acasă. Nu, PSD-ul vrea să aibă guvernul lui pe care să-l manipuleze, să aibă oamenii. Noi ne-am obișnuit cu
Dăncilă cu domnul acela de la Timișoara, de la Ancom, de stăpă nu știu câte zeci de mii de lei și așa mai departe. Bun, dar ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla totuși? Pentru că de la 205 la 233 nu e diferență foarte mare. Și dacă domnul Ponta, că tot l-a spomenit ceva mai devreme, păi, bate palma cu Ciolacu, păi nu, e clar că trece moțiunea. Păi nu, domnul Ponta fiind un demagog strălucit și un lider, dacă vreți, al populismului absolut în România, va fi primul care va spune cum să nu se dublăm alocațiile copiilor. Că mi-aduc aminte de domnul Ponta atunci când era prim-ministru undeva în 2015, tot modifica legi prin, mă rog, aducea în dezbatere spre modificare în Parlament, dar tot felul de legi și una dintre ele chiar făcea referire și la copii. Dom'le, dintr-o dată așa am început să iubim copiii, știți, în fața electoratului, că întotdeauna când se apropie alegerile, noi iubim pensionarii, iubim copiii, iubim bugetarii, iubim pe toată lumea în România. E, când s-au terminat alegerile, stați așa un pic, că numai așa. Și a spus ăla și încep să se certe, cum am văzut și pe dânsii distinși domni invitați, nu m-am băgat în ceartă. Noi cei de la PMP să știți că avem o atitudine corectă față de guvernul păi liberal. Păi am văzut că sunteți singurii care ați rămas de partea lui Ludovic noi Orban. Noi nu vom vota asta alături de populiștii din PSD și din PRO, cum le spune acum, că sau tot România și așa mai departe. Nu vom vota moțiunea aceea. Niciodată nu vom vota alături de PSD. Dar problema se pune alta. Atunci când e nevoie să criticăm câte un ministru sau o măsură a guvernului, o facem. Pentru că nu ne interesează neapărat numărul de voturi sau susținerea PNL-ului. Atunci când greșesc, o facem. Și ați văzut și la mine de fiecare dată. Am spus, bă, băiatule, ai greșit sau nu e bună măsura domnului ministru? Dar dumneavoastră, domnule, mi-ați aruncat mingea la filul, nu pot să nu vă întreb. Dumneavoastră, acum sunteți de partea PNL-ului pentru că sunteți împotriva PSD-ului sau pentru că doriți să-i susțineți pe Național Liberal? Doamnă, sunt mai multe părți. Vedeți, dumneavoastră, mai există un partiduleț mic, așa, care se crede foarte mare. Au scos liniuța aceea și s-au unit. Sunt fără liniuță acum. Formate din două partide. E, dânsii, cum să vă spun, au o numerologie strictă. Ei nu văd decât două numere sau nu văd decât două culori, alb și negru, atât, da? Cine nu e cu ei, e împotriva lor. Punct. Asta nu înseamnă că dacă noi nu susținem o măsură a PNL-ului sau îi criticăm pentru o măsură luată, nu înseamnă că suntem cu PSD-ul, da? Să fim foarte clari înțeleși. Cum de altfel nu înțelegem de ce au făcut anumite alianțe locale, PNL, unii dintre ei PSD și așa mai departe prin teritoriu, pentru că în momentul respectiv electoratul începe să nu mai creadă pe niciunul dintre ei, inclusiv pe noi. Deci nu suntem pro-liberal sau anti-liberal. În orice caz suntem anti-PSD, asta convins, vă spun, dar aia nu înseamnă că nu criticăm măsurile liberale. Cum v-am și spus, părerea mea este că ceea ce a spus doamna ministru Anisie, acel ordin de ministru privind reînceperea școlii, e o prostie și nu se poate aplica. Și vreau să vorbim deschis dacă se poate. Dom'le, de ce cred eu? Că până la urmă provin și eu dintr-o familie în care unul dintre părinți a fost cadru didactic. Da? Și credeți-mă, să pricepe la așa ceva. Deci nu se pot aplica anumite măsuri din acest program măreț de reîncepere al școlii. Și vom ajunge în riscul în care, eu vorbesc din punct de vedere al bucureșteanului, atenție, avem 4 spitale dedicate copiilor în București. 4. Nu știu câte paturi libere au. N-aș vrea să văd 3 clase de copii venind să se interneze cu COVID, pentru că atunci va fi grav. Și atunci preferăm să amânăm începerea școlii. Haideți să vedem, poate reușim să inventează un vaccin, nu știu. Reușim să mai stopăm în această epidemie la nivel național și putem reîncepe școlile. Sau mai există varianta a doua de lucru în care putem începe școlile în anumite județe în care există mai puține cazuri, mergem pe școală online, punem la dispoziția tuturor părinților, că da, e învățământul gratuit, internet gratuit și câte o tabletă, astfel încât copiii să iasă, să poată să-și facă temele, o lună, două, trei, cât e nevoie, și cu asta basta. Da, haideți să mergem în publicitate și dezbatem pe larg acest subiect al educației. Vedem condițiile în care va începe noul an școlar. Sunt foarte multe măsuri, o grămadă de măsuri care vin și variante, opțiuni, atât ale medicilor de familie, atât ale guvernanților, atât ale profesorilor. Fiecare la rândul său are o nemulțumire și o variantă de start a noului an școlar, însă ceea ce se va întâmpla concret nu știm deocamdată. Nu că ar mai fi mai puțin de o lună până la debutul anului școlar, dar așa e, în România lucrurile merg puțin mai greu. Mergem în publicitate, ne întoarcem în câteva minute și dezbatem acest subiect. Mulțumesc să fie dezangajat. Domnul secretar de stat,
Deci noi plătim niște avansuri care reprezintă 85%. Da. Dacă se stabilește un anumit curs de schimb care nu corespunde cu cursul de schimb pe care l-am luat noi în calcul când facem avansurile, se poate face echilibrarea pe plata restului sumei. Da, dar aici trebuie purtate negocieri la nivelul Comisiei Europene. Bine. Pentru că în situația dată este clar că este nevoie să facem aceste plăți la hectar, pentru că foarte mulți fermieri au fost afectați de situația economică, de criza provocată de COVID, au fost afectați și de secetă și de alte fenomene și au nevoie de banii ăștia pentru înființarea culturilor de toamnă. Prim-ministru, suntem pregătiți, avem sumele necesare să putem face plata avansului începând cu luna septembrie. Dar regulamentul european spune că trebuie astăzi, vorbim de 16 octombrie, ca primă plată, prima dată în care putem să demarăm plățile. Dar așteptăm, noi suntem în dialog cu Comisia Europeană, în primă fază ne-a dat un răspuns în sensul care nu este permis momentan să putem să facem plăți cu data de 16. Ministerul Fondurilor Europene, ați primit de la toate ministerele propunerile pentru planul de reziliență și recuperare de proiecte care ar putea fi finanțate din sumele alocate în cadrul programului? Domnule prim-ministru, aproape toate contribuțiile. Aproape toate contribuțiile colegilor de la celelalte ministere. De aceea aș fi vrut să vă propun să amânăm proiectul de ordonanță de urgență de pe ordinea de zi astăzi, pentru ca să putem consolida textul cu propunerile pe care le-am primit. Și mai am o solicitare către dumneavoastră. Până săptămâna viitoare, când vom aproba proiectul de ordonanță de urgență, aș vrea să mai am o minimă siguranță legată de posibilitatea efectivă de finanțare a anumitor tipuri de proiect. În care să răspunde, sigur, răspunsuri nu sunt încă oficiale până nu se adoptă la nivelul Comisiei Europene proiectele de regulament, dar trebuie să știm punctul lor de vedere, astfel încât să includem doar proiecte care au șansă de a fi finanțate, pentru că gândiți-vă, noi punem în mișcare un întreg mecanism de pregătire a proiectelor, alocăm bani pentru pregătirea proiectelor respective și dacă ele nu sunt finanțabile, după aia trebuie să umblăm după alte finanțări. Deci noi o să consolidăm toate contribuțiile colegilor noștri și vom consulta Comisia înainte de a vă prezenta propunerile. A fost lansat apelul de proiecte pe înființarea de distribuții de gaz, rețele inteligente de gaz? A fost lansat apelul de proiecte pe 17 august. Deci începând cu data de 17 august, apelul este deschis. Administrație locală sau ADI sau parteneriat poate depune proiecte. Pot să depună proiecte pentru a obține finanțare pe distribuție de gaz. Da, domnule prim-ministru. Care e termenul de depunere al proiectelor? Cât l-a stabilit? Apelul a fost lansat pentru, deci este deschis pentru 4 luni, dar este un apel competitiv și se va evalua la anume intervale. Aici luați în calcul faptul că noi ar trebui să semnăm contractele de finanțare într-un anumit termen. Cât mai rapid, așa este. Cât mai rapid. Eu, deci, practic, faceți evaluare, să spun, din lună în lună. Da. Și dacă se califică proiectele, dacă sunt îndeplinesc condițiile de eligibilitate, practic putem să și semnăm contractele de finanțare, da? Da. În regulă. Deci oricum, aici funcționează oarecum regula primul venit, primul servit. Nu este un apel competitiv, da? Este un punctaj stabilit acolo pentru evaluarea proiectelor. Se face mai întâi o evaluare evaluare administrativă și apoi tehnico-economică. Deci este apel competitiv. Bine. Ați informat asociațiile primăriilor de comune, de orașe? Am ținut permanent legătura cu dumnealor. Am primit de altfel o mulțime de observații înainte de a avea forma consolidată a ghidului. Dar... Și spuneți-mă un lucru, că m-au întrebat când am avut mai multe întâlniri cu asociații ale comunelor. De exemplu, dacă o să existe mai multe proiecte decât suma care am alocat-o de 234 de milioane de euro, există posibilitatea să majorăm alocarea către acest program? Da, există, așa cum am spus,
apelul inițial este de circa 200 de milioane de euro. Dacă există un interes deosebit și ne așteptăm să fie un interes deosebit pentru acest apel, putem suplimenta alocarea acestui program respectând ordonanța 40 în 2015 pentru supracontractare la nivelul programului. Bine, mulțumesc. Dacă aveți propuneri de suplimentare a ordinii de zi. Da, ministerul de stat. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Premierul Ludovic Orban, stimați spectatori, în direct de la Palatul Victoria la ora 17 a început ședința de guvern și vă promiteam înainte de pauza de publicitate și de declarațiile premierului Orban, de discursul pe care l-a ținut în fața colegilor domniei sale, membrilor de cabinet, că vom discuta despre situația din școli, despre modul în care va debuta noul an școlar, o perioadă atipică, sunt foarte multe variante, foarte multe opțiuni pe care le au. Atât medicii de familie care vin și spun să înlocuim programul cornul și laptele cu masca și dezinfectantul. Avem un proiect de ordonanță de urgență care se află în dezbatere publică și urmează să fie adoptat. Măsurile de distanțare socială, domnilor, înțeleg că nu vor mai fi necesare atât timp cât în școli vor fi montate plexiglasuri, elevii vor avea măști. Sunteți pregătiți? Domnule primar, vă întreb pe dumneavoastră, sunteți pregătiți pentru debutul anului școlar astfel? Și pe dumneavoastră, domnule Ștefanel Dan Marin, o să vă întreb dacă credeți că suntem pregătiți la nivel național. Cred că poate e foarte ușor doar să te pronunț așa despre ce se întâmplă în școală dacă nu ești implicat. Eu vă pot spune ce am făcut la Sinaia. Avem două școli, un colegiu și trei grădinițe. Suntem pregătiți cu toate spațiile să putem începe anul școlar într-una din cele trei variante pe care ministerul ne-a propus. Respectiv, una să înceapă toți copiii școlile pe 14 septembrie, al doilea scenariu să înceapă doar cei mici din ciclu primar, clasa 8-a și cei care dau examenul de bacalaureat, și a treia variantă, toată lumea să lucreze, să meargă acasă în online, să fie în online școala. Pentru oricare din variantă suntem pregătiți. În acest sens am avut o discuție cu conducerile școlilor. Pentru că avem foarte multe spații la dispoziție, putem să păstrăm distanțarea, acea distanță care ni s-a cerut de minim un metru, să montăm separatoare. În proiect nu mai e distanțare, că e plexiglas, înțeleg. Nu, unde e posibil. Dacă putem să păstrăm un metru, nu e nevoie de separatoare, de plexiglas. Deci numai unde nu putem. Dar noi avem multe spații la Sinaia. Pe de altă parte, vreau să vă spun că am investit foarte mulți bani în școli în ultimii ani de zile, am reabilitat toate școlile, erau spații care acum câțiva ani de zile erau abandonate sau nefolosite, au fost toate modernizate. Am câștigat în momentul de față două proiecte europene pentru reabilitarea celor două școli mari și cu extinderea lor cu o sală de sport, cu piscină, sunt două proiecte europene. Deci, practic, aveți toate pârghile necesare, exact, pentru începerea. Am făcut un inventar chiar și a celor care nu au tablete acasă, care nu au posibilitatea. Sunt în jur de 40 la nivelul orașului, cu siguranță putem să le asigurăm noi. Chiar am văzut că și guvernul vrea să cumpere tablete copiilor care nu au această posibilitate. Până când vin, deci variante există. Dumneavoastră, da, la Sinaia, am înțeles. Mergem în publicitate, revenim la dumneavoastră, domnule Dan Marin, imediat. În câteva minute ne întoarcem. Pentru concluzii, domnule Ștefanel Dan Marin, vă rog, vă întrebasem despre posibilitatea de deschidere a școlilor în anumite condiții. Cum spuneam, părerea mea și la începutul emisiunii, părerea mea că este un fel de păcăleală electorală asta adresată tuturor părinților, care evident că sunt așteptați la vot pe 27 septembrie, adică la nici două săptămâni după redeschiderea școlilor. Și păcăleala asta electorală nu este una doar pentru imagine politică, este și o păcăleală financiară, dacă doriți. Acum nu vreau să comentez ceea ce a spus domnul primar aici de față, dar cu siguranță că vor fi primari, doamne, care vor face acele achiziții dubioase, că pentru că în numele copiilor noi așa putem să facem orice fel de achiziție la orice fel de prețuri. Și mie, pe mine asta mă deranjează cel mai mult. Ori ca ministru, cum este doamna Anisie, să vii să spui
trebuie să faceți chestiunea asta și ați punctat foarte bine. Nu se mai vorbește de distanțarea fizică, adică băgăm la fel 30-35 de copii într-un spațiu de 50 de metri pătrați, pentru că se poate, pentru că este pepsiglasul doamnei ministru între copii și vezi, doamne, acel copil nu mai interacționează în pauză, nu mai este pe hol, de parcă nu mai știm cum să desfășoară școlile. Nu doar în România, peste tot în lume. Deci nu putem să facem acea școală în care să închidem copiii în niște cămăruțe așa din plexiglas, în care să nu mai interacționeze nimeni cu nimeni. Profesorul va avea o mare problemă, cadru didactic. Gândiți-vă că dacă un singur cadru didactic se va îmbolnăvi, toate celelalte cadre didactice vor solicita costume de protecție, măsuri aferente și așa mai departe. Este o capcană în care pur și simplu guvernul trimite toți primarii, da, absolut toți primarii de orice coloratură, acasă în vacanță, pentru că oamenii, în momentul în care fiecare dintre noi avem copii, în momentul în care copilul îți vine bolnav de la școală, credeți-mă că nu mai privești declarații politicianiste, știți, într-un anumit scop, ci le privești doar în sensul în care vii și faci un mare protest în fața primăriei. Dacă vreți să mai adăugați ceva, domnule primar. Da, vreau să adaug, cred că cel mai important 15 secunde, vă rog. Nu cred că e important să venim aici la televiziune și să spunem, să facem tot felul de declarații, exact cum spunea și colegul nostru, declarații politicianiste, ci cred că cel mai important este să acționăm, iar eu cred că administrațiile responsabile din această țară vor face astfel încât să asigure securitatea și siguranța elevilor la școală. Vă mulțumesc tare mult, domnilor, pentru prezență. Cu mare drag vă mai aștept în platoul B1 TV. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, stimați telespectatori. Ne revedem mâine la ora 13. Bună România, imediat!